Și așa ca și în orice an, în data de 30 decembrie deja a devenit tradiție să ne căutăm coborâri care nu le mai putem urca în căutarea unor trasee noi. Normal, traseele se fac primăvara sau vara, când e ziua mai lungă. Dar când pur și simplu e vreme bună. Și noi ne-am trezit în 30 decembrie să căutăm trasee noi. Motociclismul și enduro e ca și viața. Trebuie să știi când să ai o atitudine potrivită și să nu depășești limitele mai mult decât permite siguranța. Iar siguranța la mine acum pe coborârea asta extraordinară o prezintă mersul pe lângă motocicleta. Știu că este mai ușor pe ea, enduriștii profesioniști asta o să spună, dar de cea mai nebicare, cea mai ușoară. Și până la urmă totul se rezumă la plăcerea de a fi în pădure. Deci, băieți, asta e doar coborâre, e exclusiv coborâre, e numai coborâre și foto vrea să facă iarna pe urcare. Suntem aici la nașterea unei noi urcări care se va numi urcarea înghețată. Urcarea înghețată, așa și botezată acum. Că este înghețat. Se vede. Cel mai sus am reușit să o facem până aici. Călim. Ai! Pacol să mereți și voi! Da, mă. Primul pe urcare e foto. Eu am reușit numai până aici. De aici încolo... Am încercat pe acolo, pe unde a venit foto. Ne-a trebuie rezolvat foto. Hai să-i dăm de jos. Noul stil de coborâri, master bike. Vine de sus din munte. Mai nou, dacă vreți să faci și enduro și ski, vii doar cu motocicleta de enduro. Ceva ca geale,